Se merită PlayStation 5 Pro sau să-mi iau PS5 normal? Dar upgrade de la PS5 standard sau slim se merită? Păi asta încercăm să aflăm astăzi, doamnelor și domnilor. PlayStation 5 Pro vine pe 7 noiembrie și costă 800 de euro în Europa, 700 de lire în Britania și 700 de dolari în America. Ăștia 800 de euro la noi s-ar traduce în magazine pe la 4000 de ron. A, și n-are nici stand vertical și mai e și full digital, adică fără unitate optică. N-ai un să bagi CD-ul, domnule, pe românește. Dar totuși, chiar e atât de scumpă în comparație cu restul consolelor PlayStation din trecut? Păi hai să vedem. Jeff Keighley, organizatorul The Game Awards, a postat pe Twitter prețul de lansare al fiecarei generații raportat la inflație și rezultatele te-ar putea uimi. În 2024, PS1 din 1995 ar costa 611 dolari, PlayStation 2 din anul 2000, 546 de dolari, PlayStation 3 din 2006, 778 de dolari, PS4 din 2013, 538 de dolari, PS4 Pro din 2016, 522 de dolari și PlayStation 5 din 2020, 606 dolari. Iar acum vine mare plot twist. Ținând cont că PS5 Pro e 700 de dolari în Statele Unite, dar 800 de euro în Europa, cred că ar fi în regulă să convertim și prețurile astea în aceeași măsură. Deci avem PS1 cu 711 euro, PS2 cu 646 euro, PS3 878 euro, PS4 638 euro, PS4 Pro 622 euro și PS5 706 euro. Știind toate astea, mai putem spune că PlayStation 5 Pro e chiar atât de scump? Da, în pana mea! Conform INS sau Institutului Național de Statistică, în 2024, salariul mediu net în România a fost 5176 lei. La presupusa sumă de 4000 de ron consola, rămâi naibii cu nici 12 milioane în mână. Asta dacă faci salariul mediu net. A, că nu te pune nimeni să-l iei în ziua 1, partea a doua. Dar tot vorbim de un item sau un lucru de lux de acum. Clar, PS5 Pro nu este pentru toată lumea. Acum, hai să vedem ce face, cât duce și cum face jocurile să ruleze mai bine, ca apoi să încercăm să vedem dacă merită să faci pasul ultra costisitor de la PS5 la PS5 Pro, ori dacă n-ai PlayStation, dar vrei unul pe care să-l alegi. În fața camerei a venit arhitectul șef, geniul Mark Cerny, și a început să ne zică că una, că alta, ce face PlayStation 5 Pro în plus față de vechiul PS5, etc. Doar că exemplele oferite de pe ecran au fost insuficiente și nu mă refer la numărul lor, ci la execuție. Au încercat ei să ne arate side by side, dar în multe situații nici măcar nu-ți dai seama de diferență dacă nu ești, nu știu, Digital Foundry. Sau de la Man Cave. Ok, adică poți depista cu lupa unde e mai clară rezoluția, dar trebuie să ai niște deep knowledge sau cunoștințe aprofundate să reperezi diferențele astea din prima. Pe când, părerea mea, prezentarea trebuia să fie pe înțelesul tuturor. Nimeni n-a rămas ultra impresionat din ce explica Mark Cerny acolo și nu pentru că nu era incitantă informația, ci din cauza reprezentării vizuale complet deficitare. Să-mi scrie cineva care s-a uitat la eveniment pe un ecran de telefon ce mari diferențe a reperat. Trăgând linie, susțin că putea fi mult mai bună. Dar whatever, măcar știm ce face noua consolă cât de cât. PS5 Pro are 67% mai multe unități de procesare decât PS5 standard și o memorie cu 28% mai rapidă. Băi, wow! Nu că știe cineva ce dracu înseamnă toate astea, dar se traduce că e cu 45% mai rapidă în timpul jocurilor. Deci targetul țintă al sfântului framerate, fie 30, 40 sau 60, ar trebui să rămână locked sau constant, fără frame drops sau sacadări, cum le mai spunem. PS5 standard sau slim are 10 teraflopi și pentru cine nu știe, teraflopii ăștia la console sau plăci video sunt efectiv caii putere de la mașini. Cu cât sunt mai mulți, cu atât merge mai rapid și mai bine. Iar site-ul Tom's Hardware a calculat că PS5 Pro ar avea aproape 17 teraflopi, cu 7 mai mult decât PS5-ul normal. Ok, deci Pro-ul e cu aproape jumătate mai performant la partea de GPU. Procesorul nu se schimbă și Mark Cerny nu ne-a zis nimic de el, dar leak-urile spuneau că are un boost de până la 10%.
trecem la ray tracing sau tehnica de simulează razele luminii și nu numai. Pe lângă iluminarea globală, mai există o groază de alte tehnici ray tracing, precum umbre, reflexii, refracții, ambient occlusion, tot felul de prostioare tehnice. Dar, pe scurt, ajută grafica să arate mai real prin această simulare a efectelor luminii. După cum vedeți, Alan Wake 2 e șef pe treaba asta. Revenind la PS5 Pro, aparent, capacitatea de randare sau calculare a efectelor ray tracing ar fi de 2 sau chiar de 3 ori mai rapidă decât cea de pe PS5 standard. Și asta e destul de important din cunoștințele mele, cel puțin pentru că ray tracing îngenunchează până și un 4090 la peste jumătate din framerate. De exemplu, Alan Wake 2 pe al meu minunat PC Master Race cu i9-13900K și 4080 în 4K nativ cu totul la Ultra Ray Tracing pornit și DLSS oprit, n-a mai mult de 23 FPS, da? Un calculator de 4000 de euro, 23 FPS. Totuși, cu Nvidia Frame Generation și DLSS 2 pe Balanced, hai că mai ajunge pe la 70-80. Deci, jocurile PS5 care foloseau ray tracing doar în 30 FPS, acum, teoretic, ar putea duce 60 FPS. Marvel's Spider-Man 2 e un bun exemplu de compromitere vizuală 4K. În 60 FPS e cam foarte slăbuță claritatea, dar la 30 e foarte fain. Doar că eu nu pot juca la 30, am nevoie de smooth 60. Hai că pot tolera până și 40 dacă mă forțez să-mi ajustez frecvența cataractelor, dar cum scap concentrarea, cum văd sacadarea. Ok, deci avem putere mai multă la randare normală și la ray tracing. Ce mai e pe meniu? Păi, PSSR sau PlayStation Spectral Super Resolution, adică tehnologia de upscaling similară cu cea DLSS de la Nvidia, FSR de la AMD sau XXX de la Intel Arc. Acum, dacă vom avea setări PSSR în jocuri alese chiar de noi înșine, ca pe PC, unde găsim quality, balanced, performance sau ultra performance, rămâne de văzut. Dar instinctele mele materne îmi spun că developerii vor optimiza totul și tu doar alegi între fidelity și performance sau ce-o mai fi. Toate astea sunt super ok, dar nimic neașteptat de la o consolă mai puternică. Adică logic, nu? Dar ce mi s-a părut cel mai interesant e funcția sau feature-ul PS5 Pro Game Boost. Teoretic, ar stabiliza și îmbunătăți performanța jocurilor PS5, dar merge și la 8500 de jocuri PS4 prin backward compatibility. Mai mult, ci că face și rezoluția mai bună, probabil tot prin PSSR, dar nu știm exact cum. Adică ce odată rula chinuit în 1080p 30 fps, ar putea, teoretic, să meargă spre 4K upscalat la 60 fps. Eu vreau să știu atât, Bloodborne și Red Dead Redemption 2, care au lipsit cu desăvârșire în prezentare, merg naibii și astea odată la mai mult de 30 FPS? Altă opțiune ultra sexy este eticheta PS5 Pro Enhanced, pe care o vom vedea în curând lângă titlurile unor jocuri alese special. Se înțelege de la sine ce face această funcție, doar că, spre deosebire de Game Boost, care face totul automat prin software, jocurile PS5 Pro Enhanced sunt luate la mână de developeri și îmbunătățite. Avem și câteva exemple. Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7, Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon, Forbidden West, Marvel, Spider-Man 2, Ratchet & Clank, Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us, partea a doua remastered și multe altele. Toate astea vor arăta și rula mai bine datorită PS5 Pro Enhanced. Cam atât despre noua tehnologie mai puternică PS5 Pro. În rest vine cu 2 tera de stocare, Wi-Fi 7, care și că e ultima țâță de mâță, și mai suportă jocuri în 8K precum Gran Turismo 7. Un jurnalist CNET chiar a avut hands-on cu GT7 în 8K și a zis că este mirific. Bine, astea sunt chestii de marketing, menite să arate idealul, dar nu vă așteptați să devină standard prea curând, dacă va deveni vreodată 8K. Și oricum, probabil e 4K sau hai 5K upscalat la 8K, deci nu-i nicio mare combinație. Oricum, cine naiba are TV 8K acasă? La ce te uiți? Demonstrațiile alea fancy din Altex? Doamnelor și domnilor, acum că știm exact ce face, hai să vedem pentru cine este acest produs. Începem cu rezoluție versus framerate. Mâna sus în comentarii care preferă 30 FPS la 4K.
Ok, acum mâna sus în comentarii care preferă 60 FPS pe la 1080p sau 1440p. Așa, ăștia cu 30 FPS, PS5 Pro, nu-i pentru voi. Pentru că dacă sunteți mulțumiți cu jumătate din fluiditatea dată de Dumnezeu însuși, nu văd de ce ați arunca 4000 de ron pe așa ceva dacă nu vă deranjează diferența. În cealaltă tabără, ăștia care vă ia cu rău dacă nu-i cel puțin 60 FPS și vreți rezoluție mai mare de 1080p, atunci PS5 Pro nu-i nici pentru voi la prețul ăsta. A, că ai salariu de 2000-3000 de euro pe lună? Da. Dar dacă te câcăi ca restul lumii și spui mulțumesc, Doamne, dacă mai rămâi cu ceva în buzunar la final de lună, rămâi cu PS5-ul tău, asta dacă l-ai. 4000 de ron îi pui deoparte pentru sănătate, mergi într-o vacanță cu gagica sau gagicu, iei de mâncare 2-3-4 luni, pui haine pe spatele tău, schimbi în sfârșit chiloții aia scămoșați și găuriți, orice altceva decât chestia asta. Da, dar apare GTA 6! Așa, și dai 40 de milioane să joci un singur joc în 60 pe când poți folosi puterea sărăciei ca să-ți ajustezi ochii la 30 FPS? Și în plus, habar n-avem dacă va merge GTA 6 în 60 pe PS5 Pro. Dacă nu are mod nativ 60 FPS, până nu intră Rockstar și umblă la setări, tot care Red Dead Redemption 2 rămâne blocat în 30. Așa, next, ce avem? Ăștia care aveți librărie fizică cu Blu-ray-uri, peste discuri, peste CD-uri în toate carcasele posibile și toate cele, cam nu-i nici pentru voi, că pe lângă ăștia 800 de euro, mai trebuie să scoți încă 600 de ron din buzunar pentru unitatea optică extra. Deci, deja ajungem pe la 4600 de ron. Urmează cei cu nișcorici în fund care îl vor pentru că îl vor. Ok, cine vă oprește să puneți câte 100 de euro pe lună, dacă vă permiteți și nu muriți de foame, ca în maximum 8 luni să-l luați. Nu trebuie să-l iei în ziua 1. Cum te-ai descurcat X ani din viață fără PS5 Pro până acum, poți și fără încă câteva luni. Cine știe, poate dă domnul și mai vine și o reducere, ajunge pe la 3500 de ron. Pe lângă asta, pui și PS5-ul la vânzare, mai scoți 1000-1500 de ron cât mai e pe piața albă-neagră și voila, în jumătate de an ai putea să-l iei. Și acum, alt major plot twist. Puteți aștepta liniștiți PS6, care e sortit undeva prin noiembrie 2027. Deja intrăm în 2025, deci aproape fix 2 ani până la PlayStation 6. Doar că și acolo e cu skepsis. Primii 2, 3, chiar 4 ani, aș spune de acum, din viața unei console noi, cam bate vântul pe la jocuri. Ies doar versiuni enhanced sau remastered la jocurile de la sfârșitul generației anterioare. Dar le-a stăvați partea 3-a, God of War 3, Uncharted 5 și ce-o mai fi. Deci un Pro te-ar ține teoretic până prin 2029-2030. Teoretic. Bine, am lămurit-o, da? PlayStation 5 Pro nu-i nici pentru ăștia cu 30 FPS, nici pentru ăștia cu 60, nici pentru colecționarii de discuri, nici pentru copchiii fără cumpătare, din simplul motiv că e prea dracului de scump și nu e necesar. N-au arătat diferență la Wolverine sau la ce mai gătește Sony Next Gen între normal și Pro să spui că oh my god, ce diferență imensă, trebuie să-l am acum! Deocamdată am văzut 2-3 exemple vai de viața lor. Dar lăsând deoparte problemele financiare Carpato Danubiano Pontice, consola ar putea vinde câteva zeci de milioane de bucăți. Cel puțin asta susțin analiștii de la Amper Analysis, care spun că PS5 Pro va urma același trend ca PS4 Pro, unde în imaginea asta aș spune că a atins pragul de aproape 20 de milioane de unități în vânzări. Acestea fiind zise, eu am început deja să pun banii deoparte să-l iau în ziua 1 de lansare. Hai, ne vedem în clipul următor și numai bine la toată lumea. Și dacă n-ai făcut-o deja, un like, subscribe și mai ales join sau alătură-te ne-ar ajuta enorm, enorm de mult. Mulțumim, sănătate multă și portofelul și mai îmbelșugat.